Mulțumim Lui Dumnezeu pentru harul de a fi din nou la cină. Să știți că un har. Cea mai importantă sărbătoare a bisericii este cina Domnului. Bun venit la cea mai importantă sărbătoare a bisericii. Textul care a fost citit, mi se pare foarte cunoscut. Cu toate astea mai ne putem adânci, să cunoaștem și mai adânc acest text. Sunt prezentați patru călători. Doi călători care sunt prezentați după ocupație. Priotul, din întâmplare era și el pe acolo, călătorea. Levitul, aici vedem ocupația lor. La Samaritean vedem naționalitatea lui. Dar al patrulea călător, nici ocupație, nici naționalitate, decât direcție. Călătorul spre Erihon. Vreau să mă ocup de acest călător, de călătorul spre Erihon. Ce-am titulat predica, Călătorul rănit și vindecat. Suntem la cina Domnului și cina Domnului poate fi un loc al temăduirii. Tămăduirii sufletului și, de ce nu, și al tămăduirii fizice. Pentru că este prezent Domnul Isus și își manifestă puterea la cina Domnului. Viața noastră este o călătorie. Când Faraon l-a întrebat pe Iacov, Iacov s-a dus în Egipt după Iosif, ce vârstă are, știți cum a răspuns Iacov în fața lui Faraon? Ce ani călătoriei mele sunt de 130 de ani. Călătorie. Iacov a prezentat în fața lui Faron viața ca o călătorie. În evrenii se spune că suntem străini și călători pe acest pământ. Realitatea, noi nu suntem aici. Noi suntem, avem o țară dincolo. Noi avem cetățenia împărăției cerurilor. Acolo este viața noastră adevărată care va veni, nu? Suntem străini și călători. Deci toți care suntem aici suntem străini și călători. Deci ne putem identifica cu călătorul spre Erihon. Suntem călători. Ca să înțelegem mai bine textul biblic referitor la călătorul spre Erihon, vreau să prezint patru imagini a călătorului rănit și vindecat. Imaginile ne ajută să înțelegem sufletul, experiența, trăirile acestui călător. Prima imagine. este călător spre Ierihon. Poate vei zice, dar ce contează că Ierihon? Fiți atenți, contează! Călătorea de la Ierusalim la Ierihon. E o coborâre. Cobor de la Ierusalim, cobor la Ierihon. Simbolizează viața care e o coborâre. Din toate puncte de vedere. Și mă opresc la trei lucruri. O coborâre de la credință la necredință. Călătoria de la Ierusalim la Ierihon e o coborâre. Un om care crede și încet ajunge să nu mai creadă. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că în vremea de nu va fi o vreme de apostazie, când unii se vor lepăda de credință. Nu vor mai crede. Sau nu vor crede anumite lucruri din Scriptură. Asta nu mai cred, asta nu mai cred, asta nu mai cred femeie în vârstă, cât că în Germania s-a întâmplat, la un moment dat a venit la păstor după câțiva ani de pastorație și a dus Biblia cu o singură foaie, era în Biblie. Păi ce păstorul ce cu foaia asta? Păi frate păstor, mereu când ai predicat, ai zis că asta nu trebuie să interpretăm așa, că nu s-a întâmplat, minunea nu s-a întâmplat, trebuie să interpretăm simbolic minunea. Am rupt foile, Altă ai zis că asta este o invenție a scritorului Bibliei. Nu s-a întâmplat în realitate problema cu Iona, iar am rupt foile. Bă, câțiva ani de predică au mai rămas o singură foaie, între vechiul și nou. Atât au mai rămas. O coborâre de la credință la necredință. Dacă ne uităm bine în Scriptură, vedem că Saul, a avut această experiență. A fost plin de credință la început, când a fost un scamparat. După ce a ajuns un om care n a mai avut ungere, pedut ungere, ungerea, nu a mai avut acea credință care să comunice cu Dumnezeu. Nu cumva viața ta este o coborâre de la Ierusalim la Erihon? Și a ajuns la cina Domnului astăzi și Domnul zice, stop la coborâre, stop, trebuie să te oprești. E periculos. Coborârea de la Ierusalim la Ion este un drum periculos. Coborâre de la nădejde la deznădejde. Ierusalimul este cetatea nădejdei. Ierihonul este cetatea deznădejdei. Ei nu aveau nădejde când au fost înconjurați de vrei. Ei n aveau nădejde. Erau plini de frică. Cobori de la nădejde spre deznădejde. Nu este experiența multora. Pe vremuri aveau nădejde în Dumnezeu, lăudau pe Dumnezeu, preamăreau pe Dumnezeu și în evoluția timpului sunt deznădejduiți. Nu mai au nădejde. Ioan Botezătorul a fost așa. Ce a zis despre Isus? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și la un moment dat a fost deznădejduit. Și a trimis sol la Isus. Tu ești Mesia. Ce s-a întâmplat cu Ioan botezătorul? Spunea, iată, mie lui Dumnezeu, și apoi zice, oare tu ești mesia sau să așteptăm pe altul? A căzut într-o deznădejde cruntă, e drept, era și în pușcărie. Oamenii care au început cu nădejde și au ajuns la deznădejde, coborâre de la Ierusalim la Erihon. Drumul de la Ierusalim la Erihon este și o coborâre de la iubire la ură. Iuda l-a iubit pe Domnul Isus la început. A sperat că Isus va face ceva pentru popor. Pe aceea l-a trădat. Trădarea este expresia urii. Pentru 30 de agenți l-a trădat. Nu l-a mai iubit. L-a iubit pe Domnul. L a fost o vreme în care a iubit pe Domnul. Și acum ești în starea aceea în care ești trece față de Domnul. Nu-L mai iubești pe Domnul. Ești pietrit. Dumnezeu să zică stop aceste coborări. Dar cine a Domnului să fie Stop! Călătorul care coboară de la Ierusalim la Ierihon. De la credință la necredință, de la nădejde la deznădejde, de la iubire la neiubire. Continentul nostru, Europa, este un continent care se asemănă cu drumul de la Ierusalim la Ierihon. Tot coborăm, Tot mai puțină credință, tot mai puțină nădejde, tot mai puțină iubire. Însă poporul Domnului poate să zică stop. Poporul Domnului poate să fie un popor care nu mai coboară. Noi iubim Ierusalimul. Ierusalimul este cetatea credinței. Ierusalimul este cetatea nădejdei. Ierusalimul este cetatea iubirii. Noi nu vrem să coborăm la Erihon, la cetatea necredinței, la cetatea deznădejdei, la cetatea urii. Foarte mult contează, vedeți? Fiecare cuvânt. Hai să mergem la a doua imagine călătorului rănit și vindecat. Am numită a doua imagine, călătorul rănit și jefuit. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că a fost călător rănit și în comă. Spune cuvântul că l-au bătut zdravă, n-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Niște tălari care nu erau călători, ei așteptau pe alții, pe călătorii care vin. Drumul spre Ion e un drum periculos. Tălharii aceștia atât de tare l-au rănit pe călător, încât a ajuns aproape mort. Contează fiecare cuvânt din Scriptură, să ajungi, aproape mort. Știți că zice Iisus unei biserici, să merge numele către ești, dar ești aproape mort. Pot fi oameni din biserică aproape mort, spirituale, să fie în comă spirituală. Aș vrea să te trezești la această cine Domnului din comă. Călătorul a ajuns să fie aproape mort. Imaginez ce emoții au avut când au fost înconjurați de tălhari. Era călător singuratic. Tălharii nu au avut milă. Deci să te bate atât de tare să ajungi aproape mort. A doua trăsătură călătorului rănit și gefuit este următoarea. Călătorul dezbrăcat și umilit. Niște tâlhari care l-au dezbrăcat. Nu doar l-au bătut, l-au dezbrăcat. Se folosește această metodă la anumiți prizonieri de război sau teroriști, ca să se umilească, ei dezbracă. Sunt ținuți dezbrăcați. Și mai ales pentru Orientul Mijlociu, să fie dezbrăcat e o formă de umilere supremă. Și în războiul acesta contra terorismului, unii prizonieri au dezbrăcat. Ca să fie umiliți total, psihic și fizic. Telharii, pe călătorul nostru spre l-au dezbrăcat. Dar știți că zice Iisus la o biserică. Tot la o biserică zice, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Că zice la credincios, zice, nu știi că ești gol spiritual, că ești dezbrăcat spiritual. Tu crezi, așa, pentru cei din Laodicea, tu crezi că ești bine. Este auto spirituală, să credem că suntem bine și să nu fim bine. Și cinci calități, spune Iisus la cei din Laodicea, ticălos, să zic că Iisus ticălos la credincioși? Da, Iisus dar nu poți vorbi mai diplomatic. Nu poți vorbi... Dacă ești ticălos, cum să zică? Nenorocit, sărac, orb și gol. Și Iisus spune, ia de la mine haine albe, că suntem bragi. Suntem la cina Domnului, este o cina a cercetării noastre. La cina Domnului ne cercetăm pe noi înșine. Viața noastră o cercetăm, dragii mei. Nu cumva suntem așa cum zice Isus, bisericii de la odiceea, ticăloși, nenorociți, săraci, orice goi. Nu cumva suntem dezbrăcați, stăharii lumea acestea, puterile întunericului, uneltele celor rău ne-au dezbrăcat și sufletul nostru este dezbrăcat și suntem goi. Cinea Domnul este momentul în care poți să strigi la Domnul, Domnul, dăm și mi haine albe. dă haine albe să mă îmbrac. Că Isus zice Bisericii din audicia să cer haine albe de la mine. Zice celor credincioși, dragii mei, nu zice celor necredincioși. Cereți haine albe să vă îmbrăcați, să nu mai fiți goi. Călătorul rănit și jefuit. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că a fost jefuit de tot ce avea. L-au jefuit de tot. Să fii jefuit de tot. Deci tot ce avea. Nu, nu i-au lăsat nimic. Și cred că avea. Nu era sărac lipit pământului. L-au jefuit de tot. Diavolul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Asta vrea diavolul și cu credinciosul. Asta vrea diavolul să facă din omul credincios. Să-l jefuiască de tot. Să junghe, să prăpădească. Dar ne împotrivim în numele lui Iisus diavolului. Pentru că este putere în sângele lui Iisus. Pentru că este putere la cina Domnului. că este putere și de asta ne aducem aminte astăzi. Nu este doar un act simbolic. Este un act de putere, dragii mei. Cina Domnului, părtășit la cina Domnului, nu este doar simbolist, este putere. Amin. Călătorul rănit și jefuit, dezbrăcat de hainele lui, în comă, apro aproape să fie mort. Așa suntem noi. Este imaginea noastră. Lumea aceasta, diavolul, oamenii diavolului ne-au dus la starea aceasta. Suntem în comă sufletească, dezbrăcat, jefuiți de tot. Nici măcar nu avem respectul de sine pentru noi. Nu avem această atitudine pozitivă față de noi. Când ești dezbrăcat, jefuit de tot, nu mai ai nici măcar respectul de sine. Dragii mei, Isus Hristos se apropie de călătorul rănit. Isus la această cine a Domnului se apropie de noi. Și aici prezint deja trei imagine a călătorului spre Erihon, Călătorul și Samaritanul milostiv. Dacă nu era Samaritanul acest călător, în ziua aceea și murea, în urmă bătăilor, aproape sigur că ar fi murit. Aici vedem a treia imagine. Călătorul acesta Sperihon și Samaritanul. Simbolizează Samaritanul milostiv pe Domnul Iisus Hristos. Și la cina Domnului spunem ce a făcut Iisus pentru noi. În primul rând, vedem apropierea samaritanului milostiv. S-a apropiat la cine Isus se apropie de noi. Isus este Cel care s-a apropiat de noi. Cum s-a apropiat Isus de noi? În primul rând, prin întrupare. S-a întrupat. Isus Hristos n-a venit ca Adam în lume. Adam, să știți că nu a avut copilărie. Adam n-a fost bebeluș niciodată. Adam a fost om adult. Din... Așa a fost făcut om adult. Ce, Iisus nu putea veni ca un om adult? Nu, El s-a întrupat, a fost un copil mic, a crescut, s-a apropiat de rasa umană, slăvit să fie numele Domnului. Așa cum s-a apropiat samaritanul milostiv, Iisus s-a apropiat de noi, de omenire. Iisus s-a apropiat de noi și prin modul în care ne-a slujit. El ne-a slujit, El a slujit oamenii, i-a vindecat, i-a hrănit, i-a călăuzit, i-a ucenicizat, i-a eliberat. Hristosul acela care s-a apropiat când trăia pe pământ, se apropie și ne doi astăzi. El este samaritanul minostiv care stă de călătorii răniți, dezbrăcat și în comă. Se apropie de noi și la cina Domnului se apropie Hristos de noi. Slăvit să fie El. Isus s-a apropiat de noi și la răstignire. S-a apropiat de păcatele noastre. Hristos a fost răstignit, dar cu toate păcatele omenirii pe El, dragii mei, toate păcatele tuturor oamenilor din toate timpul și de pretutini au fost puse pe Isus. El s-a apropiat de păcatele noastre, a luat asupra Lui și a murit în locul nostru și pentru păcatele noastre. La cina Domnului spunem lucrul acesta? Hristos a murit pentru păcatele mele. Hristos a murit în locul meu. Și eu aduc recunoștința mea la cina Domnului, sunt recunoscător că Isus a murit pentru păcatele mele. S-a apropiat de păcatele mele și a murit pentru mine. În Isaia 53 spune că Isus era părăsit, lovit, N-a venit nici frumusețe, nici strălucire, se referă când era pe cruce, om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa disprețuit că se întorceai față de el. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Dragii mei, Hristos a luat asupra lui și durerile noastre. Dar nu doar durerile fizice. Mulți cred că doar durerile fizice. Nu, Hristos a luat asupra lui și durerile noastre sufletești. Uneori durerile sufletești sunt mai, mai tragice decât durerile fizice. Sunt unii care au dureri sufletești atât de mari, încât mor din cauza durerilor sufletești. Nu mai rezistă nici fizic. Hristos a luat asupra Lui durerile noastre, fizice și psihice. Slăvit să fie El. Pe acest Hristos îl sărbătorim astăzi la cina Domnului. Hristosul că a luat asupra Lui durerile noastre. Și dacă tu ai dureri în suflet, dureri în trup, să nu uiți Hristos, ia asupra Lui aceste dureri. Devine părtaș la aceste dureri. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădăgile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste și prin rândul lui suntem temăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Eram rătăciți. Cărător rătăciți eram. Care nu avea o destinație. Dar Hristos ne-a dat direcție să călătorim spre Rai. Să nu fim călători rătăciți. Este această imagine Samaritanul Milostiv care se apropie de noi. Nu doar că s-a apropiat Samaritanul Milostiv, dar am văzut că se jertfește. Jertfirea Samaritanului Milostiv. Cum să a jertfit Samaritanul Milostiv? I-a legat rănile. Deci a sacrificat din timpul lui. Până și el grăbit. Ce? Preotul nu era grăbit. Poate trebuia să ajungă în templu. Nu, levitul nu era grăbit. Scuză, am orarul meu. Am... Și Samaritanul avea timpul lui, nu? A jertfit din timpul lui. I-a legat rănile și a tunat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui. Ne gândim la această simbolistică a un de lemnului și a vinului, că suntem la cinea Domnului. A jertfit din ce din un de lemnului, a jertfit din vinului. Un de este simbolul Duhului Sfânt. În tămăduirea noastră avem nevoie de Duhul Sfânt. Călătorul rănit are nevoie de Duhul Sfânt. Mai mult ca oricând. Biserica sfârșitului vremul are nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și trebuie să căutăm. Doamne, vrem acest undelem peste rănile noastre. Doamne, pune la cina Domnului de astăzi un peste rănile mele sufletești, Doamne. Pune și tămăduiește-mi mele sufletești, tămăduiește-mi rănile mele fizice, Doamne, Dumnezeul meu. Vrem unde lemnul tău, vrem Duhul tău sfânt. Pune Duhul tău sfânt peste asta. i -a turnat un lemn, s-a jertfit. Ce simbolizează vinul, rodul viței, a fost folosit ca și dezinfectant, dar în contextul cinei Domnului, rodoviței simbolizează sângele lui Isus. Ca să fim vindecați, avem nevoie de sângele lui Isus. Avem nevoie. Și eu când mă împărtășesc cu trupul și cu sângele Domnului, mă împărtășesc cu pâinea și cu rodul viței, eu zic, eu cred în puterea sângelui lui Isus. Că sângele lui Isus mă poate curăți, că sângele lui Isus mă poate binecuvânta. Samariteanul milostiv a turnat un delem și vin, s-a jertfit din ce a avut el. Astăzi, la cina Domnului, ne aduci mai că acest rod al viței, care simbolizează sângele Domnului, este pentru noi. Este pentru mine, este pentru tine. Și are putere pentru mine și pentru tine. Un delemnul și vinul, care au fost puse pe stărânile călătorului Smerihon, au avut efect. Efect de tămăduire și astăzi prezența și atingerea Duhului Sfânt și puterea sângelui Iisus, faptul că ne vom împărtăși cu trupul sângele Lui, are efect asupra noastră, dragii mei. Are efect de tămăduire. Așa cum asupra călătorului spre Erihon, acel vin a avut efect pozitiv. Asupra noastră are efect pozitiv împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. De aceea nu doar să avem bucurie că ne vom împărtăși, dar să avem și credința că prin trupul și sângele Domnului curge binecuvântare spre noi astăzi. De aceea nu neglijați, dragii mei, nu neglijați cina Domnului. Nu neglijați. E mai mare decât un simbolism. E puterea lui Dumnezeu prezentă în Hristos Iisus. Călătorul și samaritanul milostiv. Vedem și recuperarea samaritanului milostiv. L-a dus la un han și a îngrijit de el. N-a fost vindecat călătorul spre Erihon, doar i s-au legat rănile. L-a dus la un han. Și a îngrijit de el. Contează și ce spune Scriptura, că a îngrijit de el. Putea să fie insensibil, acum mulțumește-te, ți-am legat rănile, salut! Nu, a rămas acolo, a rămas acolo peste noapte. Vedem că doar a doua zi a plecat. Isus este acest samaritan pentru noi care îngrijește de noi. Lăudați să fie Domnul. Știți că o nume lui Dumnezeu este Jehova, era Domnul a purtat de grijă? Dragii mei, să ne aducem aminte la cina Domnului, că Domnul îngrijește de noi. Este acel samaritan care nu doar că ne leagă rănile, ne duce la cel han unde să ne vindecăm. Hristos nu se mulțumește cu lucruri făcute parțial. El vrea total să ne tămăduiască, sufletește, vrea total să ne tămăduiască și fizic. Am de el. A patra imagine a călătorului spre Erihon, vorbesc de călătorul rănit și vindecat, este călătorul la Hanul Vindecării. Și acolo se întâmplă niște lucruri interesante la Hanul acesta. Nu, că nu pleacă imediat samaritanul, rămâne cu bolnavul. Însă, vedem că acolo, la acel han, e locul de temăduire pentru el. Dacă ne gândim bine, știți care e pe pământ cel mai important loc din perspectiva lui Dumnezeu? Biserica. Biserica. Nu că este Trupul Hristos. Experiența de la Han este experiența în biserică. Trebuie să fii legat de biserică. Sunt unii creștini singuratici care vin de două, trei ori pe an la biserică. Dragii mei, Hanul reprezintă locul temăduirii. Biserica, putem face o comparație cu biserica. În Efeseni, în capitolul 2, de la versetul 19, vedem ce înseamnă biserica, ce înseamnă pentru noi. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temele apostol și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, în el toată clădirea bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Biserica este un locaș al lui Dumnezeu. Locul tămăduirii. Iubiți biserica, Iubiți biserica lui Dumnezeu. Luptați pentru Biserica. Este un han al tămăduirii. Domnul să bine, conteze Betelul. Să fie un han al tămăduirii. Pentru multe persoane. Să fie un han al tămăduirii. Și în această dimineață să fie un hal al tămăduirii. Contează și Hangiu. Hangiul era slujitorul Hanului, nu? Și are o discuție samaritanul cu Hangiu. Foarte interesantă această discuție. Și spune samaritanul Hangiul înfermător. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat Hangiului. Și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltuiți, voi da la întoarcere. În discuția asta, de a doua zi, a discutat cu el seara, a discutat doar la plecare. Ce deci, îți dau bani. Acum, 2 lei nu erau 2 lei două monede care aveau valoare în vremea aceea. Uite, îți dau acești bani. E o altă jertfire a samaritanului, o jertfire financiară, și să ne chema și noi la jertfire financiară. Ai grijă de el, până va fi vindecat. Și dacă vei mai cheltui pește ăștia doi lei pe care ți-i dau, îți voi da înapoi la întoarcere. Hangiul a primit mandatul să aibă grijă de călătorul Sperion. A fost acest transfer de responsabilitate. Și Iisus Hristos, când a fost pe cruce, el, fiind cel mai mare din familie, trebuie să ai grijă de mama. Era văduva Maria. Și știți la cine a dat transferul purtare de grijă? La Ioan. Iată fiul tău, iată mama ta. Acest transfer de responsabilitate. Samaritanul a dat Hangiului responsabilitatea pentru vindecarea călătorului rănit și jefuit. Dragii mei, biserica este locul unde trebuie să avem grijă unul de altul. Dacă tu știi că cineva trece prin suferință, acționează deja. Cu rugăciune, cu post, pune mâna dacă trebuie să ajuți. Ideea este că fiecare mădular e chemat să acționeze. Fiecare mădular trebuie să ai grijă de alte mădulare. Asta e frumusețea trupului Hristos. Avem grijă unul de altul. Poate unii sunt mirați. De ce ne rugăm atât de mult pentru fratele Vaida? Știți ce ne rugăm? Că e fratele nostru. Și când suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. De ce ne rugăm? Când face parte din familia noastră spirituală. Pentru cei din afară pare șocant, dar nu-i rudenie cu tine, de ce te rogi pentru el? Nu-i rudenie fizică, dar e rudenie spirituală. Amin. Pentru că în hanul ăsta este ideea transferului de responsabilitate. Samaritanul a transferat responsabilitatea la hanjiu. Ai grijă de el să fie tămăduit pe deplin. Domnul să tămăduiască pe deplin orice rană sufletească. Domnul să tămăduiască pe deplin rănile noastre, pentru că ne identificăm cu călătorul rănit. Noi suntem călătorii răniți, noi suntem. Cu toate ne rănește o vorbă, o vorbă ne poate răni. Și că pentru o vorbă, unii suferă ani de zile. Dragii mei, vorbele rănesc, călător răniți cu vorba, călător răniți cu atitudinea noastră, călător răniți cu faptele noastre. Noi facem răni la alții, alții ne fac nouă este unul care vrea tămăduirea noastră, Iisus Hristos. Și fie cine a Domnului de astăzi, un în care se apropie de noi, Samaritanul Milostiv Iisus, ne leagă rănile, pune pe rănile noastre unde lemn și vin și ne vrea în hanul acesta al tămăduirii. Și un ultim aspect referitor la călătorul și hanul vindecării este acesta, reîntoarcerea Samaritanului Milostiv la han. Orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Promite că se întoarce. Știți că mai promis cineva că se întoarce? Domnul Iisus Hristos a promis că se va întoarce. Știți până când trebuie să lăm cina Domnului? Până va veni El. Până la reîntoarcerea Lui. Până la reîntoarcerea Samaritanului Milostiv. Noi va trebui să lăm cina Domnului. Și reîntoarcerea Lui va fi un motiv de răsplătire pentru Hangiu. Reîntoarcerea Lui va fi un motiv de răsplătire pentru fiecare din biserică. Hristos revine. La cina Domnului nu spunem doar că Isus a murit și a înviat, spunem că Isus va reveni. Voi da înapoi tot la reîntoarcere. Samaritanul milostiv se va întoarce la Han. Și va plăti tot. Citim în Luca, în capitolul 14, această idee ilustrată în felul următor, 14 cu 12. A zis și celui cel poftise, când ai un prânz sau oricine să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să-i astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiop, pe orbi. Și va fi fericit de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răspătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Și vrea să auziți în urechile voastre ce zice Iisus. Dar ți se va răsplăti la învierea celor neprioniiți. Ți se va răsplăti când se va întoarce Iisus. Hangiule, tot ce cheltuiești pentru vindecarea acestui călător spre Erihon, eu voi răsplăti. Dragii mei, tot ce facem pentru alții, Hristos ne va răsplăti. Amin. Tot ce facem. Și ce zice Iisus? Un pahar de apă. Da, Doamne, înregistrez fiecare pahar de apă, da. Hristos înregistrează tot. Tot ce gândim, tot ce vorbim, tot ce facem. Aș vrea să ne bucurăm că la întoarcerea Lui vom fi răsplătiți. Și vreau să recapitulez mesajul. Vorbit despre călătorul rănit și vindecat. Noi toți suntem străini și călători. Viața noastră este o călătorie. Ne îndreptăm spre țara de sus, spre țara de lumină. Experiența acestui călător rănit, o vedem în patru imagini. În prima imagine vedem călătorul spre Erihon. Viața care coboară de la bine la rău, de la sfințenie la spurcăciune, de la credință la necredință, de la nădejde la deznădejde, de la iubire la ură. Viața ca o coborâre. Dar Domnul vrea să te oprească din această coborâre. Și fie cine a Domnului de astăzi să zică, Domnul, stop! E vremea să urci din nou. E vremea să pui stop la această coborâre în viața ta. A doua imagine este Călătorul rănit și jefuit de tot. A fost rănit, a ajuns în comă, a fost dezbrăcat, umilit și a fost jefuit de tot. Diavolul face asta din noi, vrea să ne jefuiască, să ne dezbrace, să ne umilească. De ce Hristos vorbește unor biserici și unor credincioși care s-au răcit, sau au îndepărtat de Domnul? Te sfătuiesc să cumperi haine albe ca să te îmbraci, să nu mai fi gol. Trei imagini imagine este imaginea aceasta a călătorului și samaritanului milostiv. Ar fi murit călătorul spre Erihon dacă n-a apărea samaritanul milostiv. Preotul Levitul a trecut pe lângă el, iar samaritanul a jertfit, s-a apropiat de el, a jertfit din ce a avut și l-a dus la un han. Hristos face asta cu noi. Azi ne apropiem de trupul și sângele lui. Fie ca împărtășirea cu trupul și sângele lui să aducă binecuvântare pentru noi. Cum vinul același unde l-a dus binecuvântare pentru călătorul rănit. Când ne vom împărtăși cu trupul sângele Domnului, toți călătorii răniți să fie atinși de Domnul. Și apoi vedem ultima imagine, călătorul la Hanul Vindecării, unde Hangiul primește transferul de responsabilitate să aibă grijă de el și unde promite Samaritanul, mă voi întoarce! Hristos ne promite, mă voi întoarce! Și până mă întorc, luați cina Domnului! Că-i război, că-i pace, că-i permis, că nu-i permis. Până se întoarce Hristos, trebuie să luăm cina Domnului în amintirea morcii Lui. Binecuvântat să fie acest samaritan minostiv. Și El se atingă în noi. Și în această zi. Amin.